Președintele României, Klaus Iohannis, a decorat miercuri cu Ordinul Meritul Sportiv delegația țării noastre care a participat la Jocurile Paralimpice Invictus Games, ce s-au desfășurat la Toronto, în Canada, în perioada 23-30 septembrie 2017. Printre cei decorați s-au numărat și trei câmpulungeni, Ionuț Butoi, Irinel Matei și Costinel Slănicianu. Mă bucur să primesc din nou la Palatul Cotroceni o echipă de învingători care merită toată aprecierea noastră pentru rezultatele foarte bune obținute anul trecut la Toronto. Astfel, în semn de recunoaștere a acestor performanțe, acord astăzi, în zi de sărbătoare, Ordinul și medalia Meritul Sportiv membrilor Invictus 2017. Ați onorat cu demnitate și responsabilitate încrederea acordată și drapelul tricolor pe care vi l-am înmânat înainte de plecare. Victoriile dumneavoastră ne-au dat prilejul să vedem drapelul României înălțat pe acordurile imnului național. Sunteți un exemplu de curaj, camaraderie și altruism. Felicitări tuturor celor prezenți astăzi aici și în special celor care au fost deschizători de drumuri în probele de înot, ciclism, haltere și volei, precum și medaliaților din probele de tir cu arcul, atletism sau canotaj de sală la simulator. Dragi sportivi, faceți cinste României! La Jocurile Olimpice de la Toronto, Ionuț Butoi este dublu medaliat în proba de tir cu arcul, argint la individual și aur în proba pe echipe. Alături de colegii săi, Ionuț a reușit să urce pe prima treaptă a podiumului în proba de tir cu arcul, obținând astfel medalia de aur. Ionuț Butoi! Augustin Piculescu! Ionuț a reușit să mai urce o dată pe podium, de această dată în proba individuală, unde a obținut medalia de argint. Silver medalist representing Romania, Ionuț Butoi! A fost încă un prilej pentru mușceleni de a se întâlni cu primul om din stat. Una dintre aceste întâlniri a avut loc chiar la Câmpulung, la mausoleul Mateiaș, la vizita președintelui Iohannis la Câmpulung.